Bună seara, bine v-am găsit la un nou raport săptămânal. Eu sunt Caterina Ledrer. TechTalks by UPT, cea mai mare conferință despre tehnologie organizată de o universitate din România, stârnește interes și anul acesta. Tema principală este inteligența artificială și cum poate ea să ne îmbunătățească viața. Iar cap de afiș, printre vorbitorii prezenți la TechTalks, este Garry Kasparov, cel mai mare jucător de șah al tuturor timpurilor. Universitatea Politehnică Timișoara aduce și în 2024 conferința sa emblematică TechTalks by UPT. Pasionații de tehnologie sunt așteptați la Cinema Timiș, sala publică recent reabilitată. Sub tema AI for Humanity, adică inteligența artificială pentru umanitate, evenimentul își propune să exploreze impactul inteligenței artificiale asupra societății și modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Recunoscută drept cea mai importantă conferință de tehnologie din țară organizată de o universitate, această ediție promite să ofere o platformă de excelență pentru explorarea celor mai noi tendințe și inovații în domeniul tehnologic. Am crescut de la an la an, avem și mai mulți parteneri din zona economică, parteneri companii ai universității. Cred că vine, în primul rând, pe partea de inteligență artificială, cum e și normal. Vine cu niște nume sonore, deja s-a creat un pic de vâlvă, nu numai la nivel local sau regional, ci chiar la nivel național. Bine, vine Kasparov, care va vorbi despre inteligență artificială. Și cred că e o persoană potrivită, fiind un geniu în ceea ce înseamnă începerea șahului și ceea ce înseamnă o gândire umană. Sunt multe lucruri cu care lumea, după o astfel de conferință, iese pe plus, în sensul în care am pus în legătură unii dintre speakeri cu anumiți parteneri pentru anumite proiecte. Deci sunt foarte lucruri care după astfel de conferință, se îmbunătățesc în activitățile universității, în special. Garry Kasparov este legendar în lumea șahului și autor renumit, cunoscut pentru confruntările sale epice cu sisteme de inteligență artificială, precum Deep Blue al IBM. La TechTalks va analiza impactul progreselor fulminante din domeniul inteligenței artificiale asupra vieții și libertăților fundamentale ale omului și va sublinia un cadru etic în dezvoltarea și utilizarea acesteia. Este genial. E clar că are multe de spus, el ține astfel de speech-uri, nu e prima oară când o face. Nu întotdeauna despre tehnologie vorbesc doar oamenii puri din tehnologie sau care o produc, ci vorbesc și oameni care o folosesc sau oameni care, în cazul lui, la un moment dat a avut un challenge, un partener din tehnologie, ceea ce e foarte relevant. Pe lista de invitați ai TechTalks se mai află și Andraș Ferenții, absolvent UPT și expert în inteligență artificială cu o vastă experiență în domeniul bancar, Andreas Ekström, expert în tehnologia Google, Elias Berenboim, profesor la Universitatea Columbia și director al Laboratorului de Inteligență Artificială Cauzată, George Roth, lider în automatizarea proceselor de afaceri, Corina Apachite, expert în integrarea AI în tehnologiile auto, Mihai Drăghici, specialist în soluții de plată biometrice securizate, Cornela Mariei, cofondatorul unei companii care dezvoltă soluții tehnologice accesibile bazate pe AI pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pentru mai multe informații și pentru a vă înscrie la eveniment, intrați pe www.techtalks.upt.ro. Accesul la conferință este gratuit, însă locurile sunt limitate. Timișoara a fost gazda celui mai mare eveniment educațional din partea de sud-est a Europei, iar standul Universității Politehnică Timișoara s-a aflat la mare căutare. Șansa unui viitor împlinit din punct de vedere profesional și beneficiile pe care le oferă îi determină pe cei mai mulți dintre elevii din vestul țării să aleagă una dintre cele 10 facultăți ale Universității Politehnică Timișoara. Sute de elevi de la liceele din partea de vest a țării și nu numai au participat marți la International University Fair, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, organizat la Timișoara. Standul Universității Politehnică a fost la mare căutare printre tinerii care își doresc să devină studenți. Dacă vă interesează o anumită facultate, suntem aici, vă putem răspunde direct la întrebările punctuale. Și vă spunem și faptul că în această perioadă se fac înscrieri pentru concursurile pentru elevi. Deci avem concursuri care se adresează elevilor la fiecare facultate, deci pe domeniile de la fiecare facultate. Iar cei care vor câștiga concursurile au șansa de a fi admiși cu nota 10 la facultățile pe care le aleg. Nu sunt singurele oportunități pe care Universitatea Politehnică Timișoara le pune la dispoziția elevilor. Și la concursul ăsta numai de câte 3 putem să fim, că la Unihack am fost 5. Eu mi-aș dori să studiez informatica mai departe la Politehnica din Timișoara. Mi-a plăcut informatica încă de când eram mic și chiar aș vedea să continui pe acest domeniu. Consider că Politehnica din Timișoara este o școală foarte
bună, o universitate foarte bună și că poate deschide multe căi pentru viitor, mai ales parte de inginerie și informatică. Aș vrea să studiez mai departe, probabil, la Universitatea Politehnică Timișoara, la secțiunea AC. Mare parte aș vrea să studiez pentru că îmi place informatica și matematica. Am participat la mai multe hackatoane, am fost la Unihack, acum vreau să particip la PyTech. Sunt clasa 10-a în momentul de față, pentru asta am și venit, astăzi vin din Mehedinți. Am zis să explor cât mai multe și da, m-am gândit la Politehnică Timișoara, nu m-am decis încă, dar am venit aici să aflu cât mai multe informații. Este o variantă destul de bună pentru mine personal și sper că mă voi decide curând. Am venit fixată pe anumite facultăți, doar că ca elev este frica aceea de eșec și nu știu încă ce mi s-ar potrivi 100%. Iar cei care devin absolvenții Universității Politehnica Timișoara au viitorul ca și asigurat. Majoritatea tinerilor care termină cursurile facultăților ajung să profeseze în domeniile studiate. Peste 90% absolvenții de la majoritatea facultăților au fost angajați în companiile din Timișoara și din alte județe. Adică acum suntem o piață globală, se pot angaja inclusiv la companii din afara țării. Avem foarte multe activități extrașcolare. O parte dintre ele sunt organizate de organizațiile studențești care sunt făcute de studenți pentru studenți, dar mai avem, de exemplu, și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră care oferă sprijin în dezvoltarea profesională și personală a studenților din Politehnică. Pentru admiterea din 2024, preînscrierea candidaților se poate face online în perioada 1 iunie-10 iulie 2024. Elevii care aleg să devină studenți ai Universității Politehnică Timișoara au cazare asigurată într-unul dintre cămine, posibilitatea de a servi masa în restaurantele universității, stagii de practică, acces la baze sportive, transport public gratuit, pot învăța în cea mai modernă bibliotecă din țară, au bursă de studiu, dar și alte beneficii. Într-o eră în care schimbările climatice dovedesc că avem nevoie de surse de energie regenerabile, cercetătorii de la Universitatea Politehnică se implică și vin cu o soluție. Energia verde captată de la soare, transformată în hidrogen și stocată pentru ca mai apoi să poată fi folosită în loc de combustibil fosil. Am asistat și noi la experimentul care arată cum energia solară se transformă în hidrogen și apoi în energie electrică. Procesul este unul curat, fiind utilizată apa și este complet nepoluant. Ar trebui să ne încadrăm în viziunea generală, care este de actualitate, de decarbonizare a economiilor, adică reducerea emisiilor de carbon. Pentru aceasta trebuie să apelăm la surse regenerabile de energie, cum este energia solară, pe care trebuie să o convertim în energie electrică, folosind aceste panouri fotovoltaice. Deci aici transformăm energia solară în energia electrică. Acesta este, de fapt, soarele. Da, așa este. Dar energia electrică trebuie consumată. Dacă vrem să o stocăm, atunci trebuie să o transformăm în altă formă de energie. Energia solară, lumina care ne vine de la soare, este transformată în energie electrică. Iar energia electrică alimentează acest electrolizor. Se obține hidrogen, așa cum am mai spus, hidrogen și oxigen. Atunci când avem nevoie de energie electrică, noaptea, de exemplu, când nu este soare, avem la dispoziție cele două substanțe și transformăm energia chimică a hidrogenului și a oxigenului în energie electrică cu ajutorul acestei pile de combustie. Și energia electrică poate fi folosită mai departe, de exemplu, la punerea în funcțiune a unui motoraș electric. Care poate să ne ofere energie electrică în casă sau energie electrică orice, pentru mașină? Exact, orice. Și acest proces nu are niciun impact asupra mediului? Nu are niciun impact asupra mediului pentru că reacționează hidrogenul cu oxigenul și rezultă apă. Această pilă de combustie cu membrană schimbătoare de ioni a fost folosită pentru prima dată în programul Apollo și era foarte convenabil pentru că se obținea apa care era folosită de către cosmonauți. Deci nu este un sistem foarte nou, dar acum ne dăm seama de câtă nevoie avem de el. Exact, exact. Acum, când schimbările climatice sunt dramatice, acum ne-am dat seama că trebuie să facem ceva până nu este prea târziu.
Universitatea Politehnică Timișoara s-a implicat activ în programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023. A fost un an plin de evenimente, iar campusul UPT s-a remarcat în mod special. Au fost momente memorabile, iar porțile instituției de învățământ superior s-au deschis pentru întreaga comunitate. Investițiile în cultură ale UPT au dat roade. Peste 1,5 milioane de oameni au participat la evenimente și peste 14 milioane de vizite au fost înregistrate în centrul Timișoarei pe parcursul anului cultural Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii. Universitatea Politehnică Timișoara a fost parte activă a programului. Noaptea campusului deschis, expozițiile de la centrul MVSI Art, programul Bright Cityscape, spectacolele de teatru interactive Orașul Paralel și chiar competiția Poly Bike Challenge au atras atenția întregii comunități mișorene și nu numai. Referitor la capitala culturală, un an, aș zice, foarte bun pentru Politehnică. Nu o să mai mulțumesc, o să subliniez persoanele, pentru că cred că am făcut-o de mai multe ori și bineînțeles că a fost un an intens, cu foarte multă muncă. Ce pot să vă spun e că a venit o formă de confirmare. Practic, campusul UPT a fost campusul cu cele mai multe evenimente în anul capitalei culturale. Acum, nu au fost doar multe, și cu o calitate, zic eu, și intense. Și aici au fost implicați toți oamenii politehnici, studenții, adică foarte multe persoane și asta m-a bucurat. Cred că vine așa ca o recunoaștere din afara instituției, pentru că noi câteodată putem să fim subiectivi. Cu un total de 2300 de evenimente organizate în anul 2023 de către cele peste 1000 de organizații naționale și internaționale implicate activ în programul Timișoara 2023, timișorenii, dar și turiștii care au vizitat orașul au avut parte de o ofertă bogată de evenimente. Au fost aproape 500 de expoziții, 450 de concerte, 300 de spectacole de teatru, 270 de proiecții de film sau 80 de spectacole de dans. Totul a culminat cu închiderea programului, când Piața Unirii a fost inundată de oameni. Celebrarea orașului, evenimentul lansat anul trecut, va continua și în acest an, între 16 și 18 august. Dacă anul trecut accentul a fost pe zona USO, dar recent renovată, anul acesta va fi organizat pe bulevardul I.C. Brătianu spre piața Iancu Huniadă. Schimbăm acum registrul și venim cu vești bune pentru șoferii din vestul țării care nu mai vor să tranziteze Timișoara. Centura de Sud va fi deschisă circulației în această vară, potrivit ultimelor declarații ale Ministerului Transporturilor. Sorin Grindeanu a vizitat șantierul în martie, după ce a mai făcut-o odată în februarie. Acesta spune că se vede un progres și că termenul de finalizare va fi respectat. Avem însă și o veste proastă. Licitația pentru proiectarea și execuția centurii Timișoarei pe partea de vest a fost contestată. Era bucățica lipsă din varianta de ocolire a orașului de pe Bega. Față de acum o lună, când am făcut ultima conferință de presă, lucrurile au înaintat. Ne aflăm undeva la 71-72%, ceea ce e un lucru bun. Probabil până la sfârșitul acestei luni, martie, vom ajunge la 75%, ceea ce ne duce în situația contractuală, de altfel, ca undeva în iulie, sfârșit de iulie, august, în această vară, așa cum am spus, să terminăm centura sud, o epopee pe care noi timișorenii o știm foarte bine, dar că iată că, până la urmă, acea reziliere pe care am făcut-o în decembrie a avut o finalitate până la urmă bună, fiindcă avem un constructor care se ține de treabă și care înaintează, așa cum am spus, într-un ritm alert. Se lucrează pe anumite tipuri de lucrări 24 din 24. În februarie s-a discutat despre posibilitatea deschiderii unui tronson de 6 km din varianta de ocolire, mai devreme, chiar din mai. De această dată nu s-a mai menționat această posibilitate. Aproximativ 600 de muncitori se află pe șantier în permanență. Acolo unde se poate, se lucrează și noaptea. În ultima perioadă, pe lângă lucrările specifice la terasament, șanțuri, pasaje și poduri, s-a intervenit și la cele două parcări care vor fi pe traseu, la compactarea stratului de umplutură din balas, precum și la intersecția cu strada Trandafirilor din Giroc.
Termenul de finalizare a centurii Timișoara Sud este iulie 2024. Trebuie construiți 26 de kilometri de șosea, iar valoarea lucrărilor se ridică la 387 de milioane de lei, fără TVA. Clădirea în care va funcționa viitorul centru de mariaj din Timișoara, care va deservi întreaga parte de vest a țării, începe să prindă contur. Lucrările au început în vara anului 2023, s-a intervenit chiar și pe timp de iarnă, astfel că se avansează conform graficului. Este o investiție de aproximativ 66 de milioane de euro, care va transforma zona Spitalului Județean Timișoara într-un mare hub medical. Asta după ce va fi inaugurată în prima parte a anului 2025. Început în luna iulie anului 2023, șantierul centrului de mariaj din Timișoara avansează conform graficului. Este ridicat în apropierea Spitalului Județean Timișoara și a noii maternități Bega, ceea ce va face ca întreaga zonă să fie transformată într-un hub medical. Dorim să promovăm Timișoara ca unul din orașele care furnizează servicii medicale de elită, nu doar din țară, ci și din această parte a Europei, știut fiind faptul că timișorenii și cei din regiunea noastră de multe ori aleg să beneficieze de servicii medicale la Szeged sau cei mai înstăriți în alte zone din Europa, în Austria, la Viena. Ne dorim ca în următorii ani, prin investițiile pe care le facem aici la Timișoara, acest trend să se inverseze și Timișoara să devină un punct focal al unor servicii medicale de calitate și performant. La fel ca noua maternitate Bega, Spitalul de Mariaj va fi administrat de conducerea Spitalului Județean Timișoara. Este unul dintre obiectivele de importanță națională. Vedem că lucrurile se mișcă. Iată, lângă maternitate acum crește un alt obiectiv pe care l-am propus din anii 2014-2016 și am luptat să fie pus pe hartă, obiectivul cu Banca Mondială, și sperăm să vină și altele și astfel să transformăm Spitalul Județean într-un spital cu adevărat modern. Sunt convins că acest trend este cel mai important lucru care se întâmplă în România. Spitalul de Mariaj va avea 12 paturi pentru pacienții critici cu arsuri severe și alte 6 paturi pentru recuperarea acestora. Va fi construit pe 5 etaje, va acomoda serviciul de primiri urgențe, un nou bloc operator și o secție nouă de terapie intensivă cu 45 de locuri destinate pacienților critici. Va fi construit inclusiv un heliport. Investiția se ridică la aproximativ 66 de milioane de euro, iar șantierul trebuie să fie finalizat în prima parte a anului 2025. Unul dintre detașamentele de pompieri din Timișoara funcționează într-o clădire veche de aproape 120 de ani. Este monument istoric, iar timpul și-a pus amprenta pe ea. Vorbim despre cazarma pompierilor din cartierul Iosefin, care, cu ajutorul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, va reveni la frumusețea de odinioară. Așa arată cazarma pompierilor din cartierul Iosefin din Timișoara. Clădirea a fost construită în anul 1906 și este încadrată pe lista monumentelor istorice. Turnul este unul emblematic pentru oraș și acum, alături de complexul de clădiri, va fi restaurat. Aici funcționează detașamentul 2 al pompierilor Timișoara. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență se va renova energetic clădirea și se vor restaura părțile arhitecturale de valoare. Proiectul are o valoare de 17,8 milioane de lei. Finanțarea a fost aprobată în octombrie 2022, iar acum încep lucrările. Amplasamentul a fost predat constructorului.
Încep investițiile prin programul Regional Vest. 5 micro-întreprinderi din Timișoara și Arad primesc 5 milioane de lei. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractele de finanțare pentru dezvoltarea firmelor private prin programul Regional Vest. O societate din Timișoara specializată în fabricarea mobilei primește, prin programul Regional Vest, 877.000 de lei. Cu aceste fonduri nerambursabile își va dezvolta capacitatea de producție existentă pentru operațiunile de prelucrare a plăcilor din PAL și MDF și va genera 2 noi locuri de muncă. O altă firmă din Timișoara, care se ocupă cu fabricarea componentelor electronice pentru calculatoare, va investi aproape 1,4 milioane de lei, din care 650.000 de lei fonduri nerambursabile, în achiziția unei noi linii de producție mai performantă și cu un consum mai mic de energie, ceea ce permite crearea unui nou loc de muncă destinat activității operaționale. Alți 600.000 de lei, din care 386.000 de lei prin programul european, ajung la un centru medical care oferă servicii de asistență stomatologică, tot din Timișoara. Banii vor fi folosiți pentru achiziția de echipamente noi, performante, tehnologizate, care contribuie la reducerea consumului de energie și aici va fi creat un nou loc de muncă. Componenta destinată micro-întreprinderilor din domeniile producției și serviciilor a beneficiat de un buget total de 36,33 de milioane de euro prin programul Regional Vest. Totodată, IMM-urile din regiunea Vest vor putea aplica pentru fonduri totale de 41,25 milioane de euro. În acest caz, depunerea proiectelor se va face în perioada 1-31 august 2024. Cea mai bună anvelopă de vară din Europa se produce în Timișoara. Vorbim despre o anvelopă care a ajuns pe primul loc după testele efectuate în Germania, Austria și Elveția. Cauciucurile au obținut punctajul maxim pentru siguranța la volan și un consum de combustibil foarte bun. Anvelopele produse și în Timișoara au obținut primul loc în cadrul testului anual efectuat pentru anvelopele de vară la cluburile auto din Germania, Austria și Elveția. Anvelopa premium lansată anul trecut s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor pe suprafețe umede și uscate, depășind 15 competitori. La testul de uzură, anvelopa a arătat un consum de carburant foarte bun și o abraziune redusă. În ceea ce privește ratingul general de mediu, aceasta se află în prima treime dintre anvelopele testate. Performanța de mediu reprezintă 30% din punctajul total acordat de cluburile auto. În ceea ce privește distanțele de frânare pe drumurile uscate, anvelopa a obținut cea mai bună notă, înregistrând o frânare în doar 35 de metri de la o viteză de 100 de km pe oră. Pe drumuri umede, mașina de test s-a oprit după 28 de metri de la 80 de km pe oră. În cadrul testului de manevrabilitate pe uscat, anvelopa a oferit o reacție bună la viraje și s-a comportat fiabil la schimbările bruște de direcție. 11 milioane de români nu au citit nici măcar o carte în ultimul an. Sunt datele îngrijorătoare publicate de Institutul Național de Statistică. Pentru a le atrage interesul pentru lectură, târgurile de carte sunt tot mai prezente. De exemplu, Club Bookfest, care a fost organizat la Timișoara la finalul lunii martie, aproximativ 40.000 de oameni au venit la salon. Ediția din 2024 a salonului de carte Bookfest Timișoara are loc în perioada 21-24 martie la Centrul Regional de Afaceri și este una cu numeroase lansări de carte și întâlniri cu personalități. Printre autorii care vor veni în fața timișorenilor se numără nume precum Gabriel Iceanu, Radu Paraschivescu, Adriana Babeț sau Robert Șerban. Evenimentul a debutat la Timișoara în anul 2012 și a fost o ediție de succes, ceea ce a determinat pe organizatori să se extindă și în alte orașe ale României, ba chiar și în afara graniței. Ne-a încurajat să întindem Bookfest-ul în țară în mai multe orașe și am ajuns astfel la 6 ediții. Până în 2012, Bookfest-ul se organiza într-un singur loc și anume la București. Acum avem ediții până la Chișinău, în Republica Moldova, cu aceeași echipă din 2012. Da? Deci suntem același număr de oameni. Timișoara este, cum am spus și în cuvântul de la deschiderea acestei ediții a 11-a, este raza noastră de optimism. Pentru prima jumătate a anului, ne încărcăm bateriile la Timișoara pentru ediția de București. Una dintre cercetările sociologice făcute de Institutul Național de Statistică a scos la iveală faptul că aproximativ 11 milioane de oameni nu au citit nici măcar o carte în ultimul an. Publicul din Timișoara, noi reușim să capacităm la Bookfest 30-40 de mii de oameni, care sunt publicul nostru fidel. Nu există în România, din păcate, o obișnuință a consumului de carte. Ceea ce se întâmplă la Timișoara este că noi avem aici oameni fideli care vin la fiecare ediție. Publicul de carte din România e
undeva la 1,3-1,4 milioane de oameni. În fiecare an aceștia sunt cei care merg în biblioteci, care intră în librării, care mai deschid o carte, mai cumpără o carte, mai împrumută o carte. Peste 30 de evenimente sunt programate în timpul salonului de carte Bookfest. Intrarea publicului este liberă pe toată durata programului. Raportul din această săptămână a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Teleuniversitatea. Ne revedem mâine seară la știri. La revedere!